Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune Puterea la Femini, emisiune care își dorește să vă inspire în a găsi echilibrul feminin-masculin în ființa și în viața voastră, să oferă modele de femei asumate, minunate, care să ne inspire și să ne ofere practici și metode prin care să obținem acest echilibru și o cunoaștere de sine mai profundă. Sunt Cristina Eremia, psiholog, coach și trainer și mă bucur să o am alături de mine pe Raluca Maria Georgescu, instructor de fitness și nutriționist, fostă campioană națională de body fitness și de asemenea un pictor foarte talentat care face și niște tricouri magice deosebite și multe alte lucruri foarte, foarte frumoase. Bine ai venit, Raluca, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit, Cristina, și îți mulțumesc că m-ai invitat astăzi cu tine. E o adevărată bucurie să fiu aici cu voi. Și mulțumesc pentru descrierea. Da, noi ne știm de mult și mereu am admirat la tine faptul că ești foarte frumoasă și feminină, dar în același timp și asertivă și lucrezi mult cu tine, cu ceilalți, inspiri să pună pe primul loc, să își dea spațiu, să fie în contact cu ei înșiși. Și ai pornit și tu cu foarte multă dedicare pe acest drum al dezvoltării personale și oferi din cunoașterea ta cât mai multor oameni ca să inspiri să trăiască o viață cât mai sănătoasă, atât fizic cât și mental. Și totul pornind de la propriul tău parcurs, care e foarte frumos. Și chiar aș vrea să te invit să ne spui un picuț ceva legat de povestea ta. Cum ai ajuns tu să faci ceea ce faci? Care a fost așa trigger-ul și momentul de transformare care te-a adus pe această cale? Da, mulțumesc că îmi dai oportunitatea să îmi readuc aminte traseul ăsta prin care am trecut. Cred că cumva Dumnezeu mi-a vorbit de mică de parcursul ăsta al meu, dar n-am știut să-l interpretez poate de la început. De mică îmi doream să devin pictoriță, am moștenit talentul ăsta de la tatăl meu și cumva a tot investit așa în mine pe direcția aceasta. Însă cumva în adolescență, când trebuia să îmi aleg drumul în viață, am avut de făcut niște alegeri cumva date de realitatea în care mă aflam atunci, și anume părinții mei erau ajunseseră foarte săraci și m-am văzut cumva în postura de a alege între lumile astea, ori cea a sufletului care mă chema către pictură sau cea mai materială care îmi spunea trebuie să faci și ceva partea asta fizică a vieții, trebuie să-ți asiguri traiul, și atunci pictura, cam asta era vocea de atunci, pictura nu o să-ți asigure traiul zilnic. Și întâmplarea a făcut ca pe la 17 ani să îmi descopăr și niște probleme grave cu coloana, o scolioză ce era aproape de operație, a urmat atunci iarăși niște decizii de luat. Odată cu scolioza asta, practic am intrat pe o zonă nouă a vieții mele, în care am înțeles că de problemele cu coloana nu voi scăpa în viața asta și va trebui să învăț să
le folosesc în favoarea mea și că va trebui să învăț să trăiesc cu ele. Am descoperit că aveam și un picior mai scurt decât celălalt, cu vreo 2 cm. Asta pentru mine, ca adolescentă, era ceva destul de provocator, pentru că trebuia să port un branț în încălțăminte de 2 cm. Asta înseamnă că nu mai puteam să port tot ce purta generația mea de atunci. Trebuia să mă adaptez la nevoile corpului meu și am avut de ales sănătatea sau aparențele și, mă rog, gândurile mele de adolescentă care vrea și ea să se îmbrace ca restul colegelor sau... Da, și am început gimnastica pentru spate și cumva am început să mă îndrăgostesc de această gimnastică. Adică, ca să înțelegi, Cristina, copiii de vârsta mea făceau 20 de minute de gimnastică acolo în centru de recuperare de la Budimex, eu stăteam o oră. Și a început să crească în mine o pasiune nouă pe lângă cea a artistului, o pasiune nouă legată de sport și o dorință de a ajuta și pe alții, pentru că eu ok, am început să fac exerciții pentru spate, am început să văd că ele mi-aduc multe beneficii și că mă simt, că chiar dau rezultate și că mă simt bine și am zis ok, vreau să dau la facultatea de fizioterapie și să ajut, mă ajut și pe mine cu problemele mele cu spatele și o să învăț să-i ajut și pe alții, o să fie super. Dar m-am lovit de adeverința medicală de la medicul de familie, nu a vrut să, mă rog, era foarte îndreptățit să nu-mi dea adeverință că sunt aptă pentru sport, problemele pe care le aveam. Și așa că a trebuit să iau a treia cale în viață și anume să mă duc la ASE, pentru că îmi plăcea și matematica, am zis ce pot să fac, că era la mod ASE-ul, zic gata, bine, mă duc la ASE și o să... mă duc la o corporație, o să ajung până în vârful ei, eram așa și o fire mai ambițioasă, mai și zic, gata, asta o să fac, lasă, ăsta e cu sportul, n-am ce să fac, cu pictura n-am ce să fac, mă duc pe altă cale. Da, însă Dumnezeu nu a vrut să mă țină pe calea prea mult, după, de fapt, chiar din timpul facultății am luat-o pe calea antreprenorială, am muncit un singur an de zile ca angajat și nu era de mine. Am zis că n-am cum să trăiesc așa până la bătrânețe și cum nimic nu e întâmplător, pentru că am luat-o pe calea asta a antreprenoriatului, am avut cumva mai mult timp liber pentru mine, pentru pasiunile mele și atunci am putut să continui cu sportul, am început să merg la sala de fitness, deja am descoperit sala de fitness prin clasa a 12-a, când toată lumea învăța și era deja stresată cu bacul, eu începusem să mă duc și să mă relaxez în sala de fitness și apoi să pot să învăț relaxată și uite că chiar am făcut o treabă foarte bună. Pentru că am împăcat și fizicul și am luat și notă mare la bac. Da, și de aici drumul a luat o, să zic, o cale a lui, asta a preocupării mele pentru fizic, pentru fitness. A mers așa cumva în paralel cu tot ce am făcut pe lângă în viața mea. Deci pe parte mă străduiam ca un antreprenor, ce eram, ziceam eu că sunt antreprenor, eram antreprenor, că eram ca un angajat în propria firmă, îi făceam de toate pentru toți și cu restul mai aveam doi asociați. A fost așa o vreme foarte drăguță. Dar între timp am început să fac performanță pe partea de fitness. Mi se pare și campion. Remarcabil ca un om care începe cu probleme grave de coloană, cu scolioză care e trimisă către operație și interdicția de a merge la o facultate legată de educație fizică, să ajungi campioană națională de body fitness. Adică e ceva chiar spectaculos și aproape ieșit din comun. Și mă gândesc câtă muncă și ambiție trebuie să fi avut tu
ca să ajungi la un asemenea rezultat. Adevărul este, Cristina, că pe vremea aia aveam o dorință din asta de a mă lupta. Era o dorință acolo în mine, probabil și mediul în care am crescut m-a făcut să fiu așa și să vreau să am mai mult în viață. Dar, pe de altă parte, am și dat de oamenii potriviți de-a lungul vieții și, de exemplu, partenerul cu care eram atunci, el a avut încrederea că eu pot ajunge campioană. Eu nici măcar nu îndrăzneam să visez la... Nu, efectiv, nu îmi dădeam voie să visez că aș putea să fac asta, deși undeva într-un colț din inima mea ceva ardea în mine acolo și... Mi-ar fi plăcut măcar să încerc, da, și am primit impulsul, a fost nevoie atunci de un impuls extern ca eu să o iau pe calea asta. Ai nevoie să crezi și să faci eforturile necesare, ți-a dat speranță, nu? Ți-a dat o motivație și o susținere pe care aveai nevoie în momentul. Da, cred că cumva în viață trecem prin niște etape. E călătoria asta a eroului și la un moment dat, mai la începutul călătoriei, cred că eroul ăsta nu prea are așa mare încredere în el. Și vin alte personaje din astea ajutătoare care îi dau un impuls ca el să treacă mai departe, să treacă la nivelul următor. Și am luat-o exact ca pe provocare. Măi, eu cu problemele astea cu spatele pe care le am, zic, dacă ies campioană, zic, sunt cea mai tare, zic, nici nu mai, atât am trebuie, o dată să ies. Și apoi am început să fac ce aveam de făcut. Da, am muncit mult în lunile respective, a fost și prima participare la concurs, la un concurs de fitness și îmi amintesc că aveam o dietă foarte strictă și pe lângă asta mă antrenam de cel puțin 6 zile pe săptămână, eram în sală și în unele zile și de 2 ori pe zi. Destul de multă, cum ziceam, multă muncă și ambiție. E vorba de un angajament foarte ferm acolo. Da, a fost ceva de genul, ok, asta am de făcut, ăsta mi-e obiectivul și acum cum pot să fac să ajung la el. Și am văzut ce acțiune am de făcut zilnic și am uitat de obiectiv. Deci la un moment dat nici nu mă mai gândeam. La un moment dat treceam așa prin călătorie, mă antrenam, făceam ce aveam de făcut. Ok, ce face un campion? M-am uitat la ce făceau alți campioni și am încercat să adaptez la corpul meu și la mine ceea ce făceau alți campioni. Și zic, ok, dacă eu fac lucrurile astea zi de zi până în ziua concursului, eu voi fi împăcată că am făcut 100% din ce puteam eu. Deci nici nu mai conta rezultatul. Țin minte că am ajuns în ziua concursului și când am călcat pe scenă, efectiv am simțit că am câștigat de atunci. Nici nu mai conta cine iese. Am și uitat că eu pot să ies campioană. Deci atunci, efectiv, gândul meu era doar, păi, sunt pe scena asta, zic. Cât de tare, eram zâmbitoare toată, mă mișcam cu o grație, cu o fericire în mine că am ajuns până acolo și că am parcurs și știam câtă muncă am depus, știam că am făcut tot ce a ținut de mine, 100%. Mai mult de atât nu puteam să dau atunci. Și cu asta am călcat pe scenă și îmi aduc aminte când strigau și anunțau locurile și a anunțat locul 4, a anunțat locul 3, a anunțat locul 2 și de a anunțat locul 2 și nu eram eu, mi-am dat seama atunci, de-abia am realizat că, băi, eu pot să ies campioană, stai așa că am revenit cumva, mi s-a unit obiectivul ăla care era undeva departe cu prezentul, s-au adus și mi-au dat lacrimile atunci. Că mi-am dat seama că eu am rămas singura de pe scenă și wow. Și da, când m-a anunțat a fost așa
o, practic o încununare a unei călătorii. Eu deja câștigasem. Deja pentru mine era câștigată lupta aia, chiar dacă puteam să ies pe orice loc, pentru că făcusem pașii aia de dinainte și atâta m-am cunoscut pe mine în călătoria aia și mi-am depășit niște limite interioare că nu mai, nici nu mai conta ce se întâmplă apoi. Cred că destul de multe limite, limitări și apropo de aceste credințe limitative de care spuneai și șansa de a avea lângă tine un om care să te încurajeze, să creadă în tine, să te susțină, cât de important poate fi să avem aproape de noi persoane care cred în noi și ne încurajează. Cât de mult poate să conteze chestia asta și dacă nu le avem să le căutăm, să le aducem lângă noi. Pentru că, într-adevăr, toți avem momente în care nu credem, suntem pierduți, descurajați, confuzi și nu realizăm cât de mare este acest potențial pe care îl avem și cât de mare poate fi puterea noastră și cum pleci de la o slăbiciune evidentă, coloana care a fost chinuită și te-a luat probabil mult timp și procesul în sine de a o îndrepta, de a o flexibiliza, care și ăsta a fost un obiectiv în sine, până la ajunge să ajungi la forma maximă de forță pe care o poți aduce corpului tău. Mi se pare extraordinar. Da, pentru că eu a trebuit să-mi și asum niște lucruri, la modul că doctorii mă sfătuiseră să nu car mai mult de 2 kg într-o mână. Am purtat și un corset 2 ani de zile, de la 17 la 19 ani aproape. Și na, doctorii cu care vorbeam atunci mi-au dat o gimnastică de făcut, medicală, kinetoterapie, dar mai mult mi-au spus că nu am voie să ridic greutăți. Da. Da, iar eu când am ajuns în sala de fitness, mi s-a deschis așa o lume nouă. Da. Înseamnă aparate la greutăți. Exact. Și gantere și greutăți libere. Și cumva am început să mă documentez atunci. Ceva în mine îmi spunea că sunt pe drumul cel bun și că bodybuilding-ul îmi va construi un corp mai puternic decât ce aveam eu atunci. Pentru că eram și foarte slabă. Foarte, foarte slabă. Și ceva, o intuiție acolo, ceva în mine îmi vorbea și îmi spunea, mă, tu ai ce să faci aici în sală? Și am început să-l citesc, să văd, ok, din toată multitudinea asta de exerciții și de ce aș putea eu să fac în sala de fitness, ce mi-e util și pentru coloană. Ca coloana mea să nu fie afectată, ci să fie... Din potrivă, susținută. Să fie susținută. Mm-hmm. Și atunci am început să citesc foarte mult în zona asta și am început să-mi adaptez antrenamentele. Bineînțeles, la început făceam ce antrenamente îmi spunea instructorul din sală, era acolo un instructor și mi-a făcut el un antrenament, apoi am început eu să citesc și să îmi adaptez antrenamentele nevoii mele cu spatele și chiar îmi amintesc, după ce am ieșit și campioană, am zis să-mi vizitez doctora mea, care m-a văzut ea prima oară atunci la 17 ani. Și mi-am vizitat doctora și m-am dus cu un set de radiografii la ea. Și nu i-am povestit ce fac eu între timp, că deja sunt în sala de fitness și că am ieșit și campioană pe un sport cu greutăți și... Da, și am lăsat-o să vadă radiografiile prima oară. Și s-a uitat pe ele și zice, Raluca, noi nu ne-am mai văzut de, nu știu, erau 4-5 ani deja de când ne văzusem. Și de obicei la mine, face, nu știu ce faci, dar fă în continuare că faci bine. Ce? Și ai spus? Ai fost... Da, i-am zis apoi. Ce-a zis? Mă, atâta timp cât merge, faci bine, ți s-a menținut un grad al coloanei foarte bun. N-am mai văzut așa ceva la... De obicei, cei care vin la mine apoi vin și mai grav cu coloana. Era vorba că eu, având o curbură la coloană,
am început cu o curbură de 41 de grade, ceea ce însemna că sunt pasibilă de operație, și prin exerciții și prin corsetul acela și prin tot ce am făcut constant așa, am ajuns undeva la 35 de grade, ceea ce era foarte mult pentru ei, pentru medici, pentru că ei nu mai văzuseră că chestia asta. Probabil că nu prea se ține lumea de programe sau n-am înțeles exact de ce nu am mai văzut corectarea asta la coloană, care să se și mențină în timp, dar asta bănuiesc că e. Faptul că că pacienții merg acolo și nu se țin apoi de program sau n-au o consecvență pe ani de zile sau nu-și asumă că trebuie să facă asta toată viața. O iau ca pe ceva copleșitor, ca pe ceva ce trebuie să fac o lună, două și apoi să renunțe, ceea ce nu e adevărat. Că fie fugat de probleme și, până la urmă, confruntarea cu durerea, cu acest handicap, pentru că așa este resimțit. Ca fiind un handicap, mai ales când ți se spune, adică am trecut și eu prin asta și știu că eram îngrozită. Mi se spunea că trebuie să port acel corset. Cum să mă duc eu la liceu în corset? Mă atinge careva, zice, femeia de tablă sau cine știe ce, cu ce poreclă am aleg. Sau... E și un moment delicat la adolescent, când îi se construiește identitatea, au nevoie de apartenență la grup. Sunt atâtea și atâtea implicații și știu că n-am avut curaj să fac asta, adică purtam corsetul doar noaptea sau acasă, dar n-am reușit să ies în lume cu el, că era mult prea teamă de această posibilă ostracizare socială, care, din păcate, se întâmplă. Adică vedeam ce se întâmpla cu alți colegi, care erau un pic mai ciudați, să zicem, din anumite puncte de vedere, după standardele grupului. Și asta, deci e nevoie de foarte mult curaj să-ți asumi și să faci tot ce trebuie făcut ca să remediezi o problemă. Da. Mi se pare fantastică și tu ai trecut prin aceleași provocări când erai adolescentă. Da, eu mi-am pregătit colegii dinainte, le-am povestit cumva fiecare etapă a călătoriei. Uite, am descoperit că am probleme cu coloana. Uite, mi-au recomandat un corset. Mamă, ce speriată sunt! Sau am început să le povestesc și ce o să implice toată călătoria asta. Și cumva, na, corsetul a durat vreo 3 luni până a ieșit el din fabrică, că se făcea customizat pe fiecare persoană. Da. Făcea mulaj. Și ei... Exact. Da, da, da. Era o adevărată... Procedură. Da, da. Și asta cu băgatul în lupie e și în sine o experiență. Da, Ana, dintre ziduri, cumva... Exact. Sunt niște ziduri sociale în care poți intra și să nu mai ieși de acolo și e o metaforă semnificativă asta, zidirea Anei, și să ne întrebăm ce părți din noi zidim și sacrificăm și pentru ce. Da, da, exact. Da, și ei ajunseseră să mă întrebe, să pipăie spatele, ți-ai pus corsetul? Gata? L-ai pus? Nu l-am pus peste o lună, peste 2 săptămâni. Și când l-am pus, veniseră și eram curioși așa, mi atingeam spatele și era de la subțioară până la bazin, nu știu dacă știu cei ce ne urmăresc, e un corset foarte dur, din un plastic dur, foarte și gros așa. Tijă de metal, da, care spate. Nu e corsetul ăla de prințesă pe care îl mai vedem noi prin filme. Așa, eventual dintr-o mătăsică cu nu știu ce tije de lemn sau, mă rog, material oricum mult mai moi, mai delicate. Pe atunci era ceva foarte, foarte rigid și dur în comun. Acum am înțeles că sunt și alte stiluri mult mai blânde de alte tipuri de corsete din fâșii elastice, făcut de altfel, astfel încât să nu creeze sentimentul ăsta de disconfort atât de mare. Dar mi se pare minunată inteligența socială de care ai dat dovadă, știind cum să îți implici colegii în procesul tău de vindecare, să-i faci părtași, să-i faci aliați. Adică, apropo de ce spuneai tu cu aliații din călătoria eroului, ai fi știut să... ți creezi, să-i atragi de partea ta și să-i transformi în aliați, nu să fie cei care să te combată sau să te ia în râs, ci din potrivă cei care să te susțină.
Și asta este un model foarte bun și un exemplu de cum e posibil să depășești anumite bariere sociale și teama asta de expunere, de oprobiu, de ce ar putea să însemne respingerea grupului. Mm-hmm. Pentru că cumva eu, de când mi-au zis medicii că e gravă treaba, mi-am asumat, adică știu că am intrat așa într-o zonă un pic de întrebări, de frică, de o deznădejde așa, și apoi m-am ridicat destul de repede din ea, am zis, băi, nu, stai, că eu cu chestia asta trebuie să trăiesc toată viața, n-am cum să trăiesc așa, jos, adică să fiu, să mă târăsc mental, zic, trebuie să mă ridic. Și atunci când mi-am găsit forța să mă ridic ca să pot să o duc pe toată viața, am zis, ok, gata, deci eu trebuie să por corsetul ăsta, nu m-a interesat ce zice, adică cumva și în interiorul meu s-a produs o chestie că nu mă interesează ce zice nimeni, că e spre binele meu cel mai mare și atunci trebuie să-l port, 2 ani de zile îl port. Și știu că îl purtam cam 23 de ore din 24, 20, depinde, mă rog, de... Înțeleg că doar la duș și la baie îl cam dădeai jos și rest... Și când făceam gimnastică. Da, evident că gimnastică nu se poate. Da. Da, a fost o perioadă interesantă. Da, uite că cumva poți trece prin asta dacă îți găsești puterea aia interioară să-ți asumi drumul ăla, indiferent cu ce o să vină. Și pentru că cred eu că și de asta și colegii mei cred că au simțit cumva că trebuie să mă susțină, sau pentru că n-am primit nicio remarcă de la nimeni compensatoare sau ciudată sau nu, din contră, râdeam, ei mă pipăiau, vedeau că e tare corpul meu și mă vedeau că stau foarte dreaptă și cam atât, adică din punctul ăsta de vedere. De curaj și asumare și aliniere interioară foarte importantă, pentru că până la urmă ratării în această călătorie a eroului sau în împlinirea misiunii personale pot apărea tocmai pentru că nu există această congruență, nu există această asumare. Foarte multe frici, îndoieli și temeri care apar și pot bloca călătoria într-una dintre etape. Zi-ne câte ceva despre metoda ta de fitness și ce e specificul ei. Cum faci tu să îmbini partea de dezvoltare personală, mentală, emoțională, ce are legat cu dezvoltarea fizică? Da, e interesant cu metoda asta, că eu n-am considerat-o o metodă multi, nu mi-am dat seama ce fac. Adică eu am plecat la drum cu ideea că mi s-a lansat la un moment dat provocarea de a fi antrenor, de a antrena și pe alți oameni. Eu știam să fac asta foarte bine pentru mine, dar la fel n-aveam încrederea că pot să fiu și antrenor sportivă. Am dovedit că pot fi foarte bună, dar nu știam că pot fi și antrenor. Și am acceptat provocarea unor prietene care au vrut să le antrenez și am observat că cream în mod natural un spațiu foarte sigur pentru ele. Între timp și-au mai adus și alte prieteni și îmi făcusem o gașcă așa faină de femei pe care le antrenam dimineața. Și am observat acolo că îmi venea foarte mult să îmbin, ok, zona asta de bodybuilding, am făcut atâția ani culturism, că eu asta făceam, eu chiar făceam culturism. Și am început să combin culturismul ăsta cu o zonă de yoga. Am învățat tot în călătoria asta mea a eroului. Am ajuns la un moment dat să practic yoga 2 ani de zile. Un maestru care l-am prins fix ultimii 2 ani de zile din viața lui. Și acolo am învățat iarăși niște exerciții și de respirație și pentru sănătatea coloanei și niște... Nu știu, am furat, cred că, din metoda lui de a preda și de a vorbi omului și prin metafore și prin
povești, comparații, ca el să înțeleagă că trebuie să fie conștient de el în timp ce face mișcările, în timp ce face antrenamentul cu mine. Și am început să combin, practic, ce am învățat de la maestrul acela de yoga cu toată experiența mea din spate legată de bodybuilding. Și a ieșit un echilibru foarte frumos între respirație, mișcări lente care îți dau energie și mișcările astea mai explozive care îți construiesc masa musculară și corpul frumos și tonifiat și drept. Și cumva, după ce am observat că femeile astea cu care lucrez se simt foarte bine cu metoda asta, am trecut-o online și am început să lucrez acum cu femei practic din toată țara, din afara țării și să încep să le transmit și lor din ce transmiteam eu zi de zi în sala de fitness. Ce mi se pare tare e că și ce am observat așa de-a lungul timpului a fost că cu cât am luat un om mai blând sub aripile mele așa la început, când a venit în sală sau chiar și acum online, cu atât omul acela s-a deschis mai mult către zona asta de mișcare și cu atât ea a lăsat zona asta de sănătate să intre în viața lui. Ca să-ți dau un exemplu, eu pe vremea când concuram la concursuri, era circulat foarte mult zica la asta printre noi, no pain, no gain. Adică dai tot în sala de fitness, te rupi în două, nu mai pleci de acolo și eu chiar așa plecam. Deci în tinerețile mele plecam cu o stare de rău din sală, cu o stare de vom aproape, pentru că dădeam atât de mult acolo și mă chinuiam atât de tare, încât plecam pe trei cărări de la sală. Între timp când am început să ajung și la zona asta de yoga și de respirație conștientă și am simțit corpul și a vedea că mai are nevoie și de flexibilitate, mai are nevoie și de echilibru, mai are nevoie și de coordonare. Mi s-a deschis o lume cu totul nouă și am zis, nu, n-au cum, oamenii cu care lucrez, n-au cum să nu aibă parte de așa ceva. Și zic, cel mai natural mod este ca primele antrenamente oamenii să le facă așa. Să iau un contact blând cu corpul lor, să îl simtă, să aibă timpul ăla, pentru că noi nu prea ne mai dăm timp așa să fim cu noi, să aibă timpul ăla cât lucrează cu mine de a se conecta cu, efectiv, cu corpul lor, adică să coboare din minte în corp. Și noi când coborâm din minte în corp, cumva începem să trăim în prezent, începem să simțim altfel timpul că trece, viața pe lângă noi, pentru că începem să simțim cu toate simțurile, nu mai suntem băgate acolo doar în minte, care mintea oricum o avem împrăștiată pe o mie de locușoare. Da, și am observat că de la o vreme clientele mele îmi ziceau că ele vin la sală pentru echilibru. Deci ele nu mai veneau la sală să slăbească. Devenise, ăla era un obiectiv secundar, nu mai era principalul obiectiv. Și chiar zic, băi, aveam impresia că fac cu voi bodybuilding. Dar deja nu mai era vorba de asta, că ele înțeleseseră că au nevoie de mișcare pentru mult mai mult decât aș face un corp frumos. Au nevoie de... Asta incorpore sano, nu? Exact. Și asta încerc să transmit și acum și online. Bucuria asta de a te mișca și bucuria de a face lucrurile pas cu pas.
că nu poți să ajungi la zona aia de no pain, no gain, dacă sari niște etape și dacă tu n-ai făcut nimic 3, 5 ani de zile, 10 ani sau poate niciodată în viața ta nu te-ai antrenat, mi se pare un salt prea mare să te lupți cu greutățile și cu nu știu ce exerciții super solicitante și să ai febră după aia din cap până în picioare, deci nu mai poți să te miști. Motiv pentru care mulți renunță la fitness de altfel, că vin foarte ambițioși, fac chestii foarte grele, ia cu leșin, cu dureri și așa mai departe, după care au o lună, mă duc că mă rup și că nu mai pot. Și s-a dus naibii tot efortul și ambiția și dorința de a fi mai bine în corpul lor și mai vital și mai sănătoși. Suntem pe final de emisiune și aș vrea să te rog ce recomandare dai tu celor care ne urmăresc pentru a avea acest echilibru minte-corp, ce ai sfătuit? Păi o să le transmit două lucruri. Primul ar fi atunci când fac orice alegere legată de ceea ce își pun în farfurie, ca să fie ceva simplu. Atunci când alegi, da, faci alegerea cu ceea ce o să mănânci. Să se întrebe dacă alegerea pe care o fac este din iubire pentru corpul lor sau este din frică. Din frică ar însemna frica că se îngrașă sau frica că nu mai slăbesc sau că nu sunt iubite sau că nu sunt plăcute de cei din jur. Sau iubire, adică îmi face bine alimentul ăsta, mă hrănește cu adevărat, îmi hrănește corpul cu adevărat, sau îmi hrănește doar o frică a minții, o durere, poate ceva dureros prin care au trecut în ultima perioadă. Deci primul gând către ei ar fi să aleagă și să facă alegeri din iubire pentru ei, nu din frică. Și al doilea, ca să fiești ceva mai și mai practic, ar fi să meargă să-și dedice timp zilnic să meargă pe jos. Mersul pe jos e unul dintre cele mai naturale lucruri pe care le poți face, pentru că l-am făcut de când e omul. Și în același timp e unul din cel mai subestimat lucru pe care îl poți face. Îl avem atâta de la îndemână, dar îl facem din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai rar. Și i-aș mai sfătui că atunci când merg să se întoarcă cu atenția pe ei. Adică asta să fie singura condiție atunci când merge și să fie atent la respirație, la mușchi, cum se simt mușchii, cum se contractă mușchii în timp ce face pasul. Face pasul pe toată talpa sau îl face doar pe jumate sau doar pe vârf sau doar, adică să fie atent efectiv la corpul lor în timp ce merg. E un exercițiu fantastic și pentru corp, dar și pentru minte, pentru că îți liniștește mintea fantastic. E o meditație în mișcare, nu cumva. Exact. Te centrează și focusează pe propria ființă și te centrează cumva. Exact. Mult, Raluca. Ne bucurăm că ai fost aici alături de noi și ne-ai împărtășit experiența, trăirile tale și metode prin care să realizăm acest echilibru între minte și corp. Și celor care mă urmăresc, le reamintesc că în paginile revistei Psihologie găsesc și alte sfaturi și resurse utile pentru dezvoltarea și armonia în calor și cu cei din jur. Și că pot face un abonament care să le aducă totodată o agendă personalizată, care e un instrument foarte valoros pe această cale a cunoașterii de sine și a dezvoltării personale. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc, Raluca, să ne revedem cu bine data viitoare. Voi la foarte frumos! Mulțumesc și eu foarte mult de invitație!